Bun găsit, dragi copii! Așa cum v-am obișnuit, pentru astăzi am pregătit o nouă poveste, povestea lui Pârvu, capitanului Radu Vodă de la Afumați. A fost, dragii mei, un voievod care se numea Radu de la Afumați. Soția lui s-a numit Ruxandra și era fica lui Neagoe Basarab, despre care am povestit noi într-o poveste anterioară. Acest Radu Vodă s-a arătat a fi mare viteaz, iubitor de țară și libertate. Deși a condus țara numai vreo 6 ani, a dat foarte multe lupte. Poate vă întrebați împotriva cui a luptat. Ei bine, a luptat împotriva lui Mehmed Beg, un turc foarte ambițios, viteaz și el, care voia să stăpânească țara românească și să o turcească. Una din aceste lupte a dat-o în apropiere de satul Grumazi. Dușmanul a venit cu mulți soldați, îndârjiți și hotărâți să-l biruie pe Radu Voievod. Deși avea mult mai puțin ostași, voievodul român a știut să-i însuflețească în bătălie ca să nu se lase răpuși. Bătălia a început în zori, cu o ploaie de săgeți, trase dintr-o parte în alta. Oștenii s-au apărat cu scuturile, dar destul de mulți au fost răniți, iar vreo 100 au perit de săgeata turcească. Printre cei răniți s-a aflat și capitanul Pârvul, om de mare încredere al voievodului. Lovit de săgeată, a căzut de pe cal și, neputându-se ridica de jos, într-un iureș vijelios, turcii l-au prins și l-au dus în fața lui Mehmed Beg, dușmanul lui Radu Voievod. Capitane, i-a zis turcul, dacă vrei să scapi cu viață, treci la legea turcească. Capitanul Pârvul s-a uitat lung la dușmanul său și al țării, apoi a întrebat, cu ce mă aleg dacă trec la legea voastră? A grăit Mehmed Beg, te fac pașă, adică general în oastea mea, să luptăm împreună împotriva lui Radu Voievod, căci biruindu-l îi iau și tronul și viața. Capitanul Pârvul a măsurat pe Mehmed Beg din cap până în picioare și a zis, eu îmi iubesc voievodul și țara mea românească, iar în cuvântul dușmanilor nu mă încred. Atunci Mehmed Beg a rânjit și a zis cu mare trufie, vrei să știi ceva? Și eu am fost român. Cum adică, a întrebat Pârvul cu uimire. Am fost fiu de domn, văr cu Radu Voievod. M-au răpit oamenii sultanului de când eram mic și m-au făcut ienicer. Pentru că eram mai deștept ca alții, am ajuns repede capitan și beg, comandant al cetății Nicopole. Iar acum, după ce îl birui, căci am să-l fac bucățele pe Radu, înțeleptul sultan Soliman Mărețul mă pune pașă, adică stăpân peste țara românească. Și pașă fiind eu, fac țara pașalâc. Asemenea vorbe cumplite nu l-au speriat pe capitanul Pârvu. Mehmed Beg, a zis el, de ce ne privești cu atâta ură? Pentru că așa m-au învățat 3 dascări, cel de religie, cel de călărie și cel de luptă cu iataganul. Ei mi-au sădit în suflet ura împotriva neamului meu și patima puterii. Vreau să ajung stăpânul țării românești. Ai înțeles, capitane Pârvu? Am înțeles, Mehmed Beg, dar rău îmi pare că ți-i sufletul înnegrit de ură. Totuși te povățuiesc să aștept sfârșitul acestei bătălii. Că uite, tu mă judești pe mine aici, pe acest dâmb, iar jos pe vale, Radul și vitejii lui se bat de zor. Vorba asta l-a cam încurcat pe Mehmed Beg, mai ales că românii îi izbeau pe turci cu înverșunată putere. Îngrijorat, turcul a sărit pe cal ca să se repeadă în luptă. Dar în clipa când a dat pinte-n calului, capitanul Pârvul, deși se afla jos, rănit și plin de sânge, a înșfăcat o suliță și a vârât-o între picioarele calului. Acesta s-a împiedicat, s-a răsturnat, iar pe Mehmed Beg l-a aruncat cât colo în niște mărăcini. Până să se ridice de jos, să-și oprească sângele din zgârieturile de pe față, până să-i se aducă un alt cal, Radu Vodă cu oastea lui a înaintat multe sute de pași, a rupt șirurile dușmane și a ajuns aproape de movila unde se află Pârvul. Văzându-se în primejdie, Mehmed a zbăgit-o la fugă. Stai, Begule, să ne luptăm! Unde fugi? Dar Mehmed galopa desfâreau potcoavele calului, lăsând biruința în mâna lui Radu Vodă de la Afumați. Atât pentru astăzi, dragii mei, ne revedem și săptămâna viitoare!